Astăzi voi avea un alt tip de abordare, în sensul în care n-am tras niciun cadru de B-roll, nu o să stau lângă mașină, nu o să-mi vedeți fața în prezentarea asta în prima parte, că la condus îmi place să cred că o să mă văd, pentru că e o chestie ad hoc, spontană și voi prezenta fix această mașină, adică cum arată o mașină de la închirieri. Și e o mașină cumva de urmăritor, deși nu e în posesia lui, în sensul în care este o mașină de la o firmă de închirieri de la Otopeni, habar n-am cum se numește, o să aflu pe parcursul prezentării, că nu asta contează, și este adus aici de către un urmăritor cu care mă întâlnesc a doua oară live, deși în zona de comentarii zic eu că ne întâlnim aproape zilnic. Și un om foarte pasionat, pentru care niște mașini pe care eu le-am condus și cumva nu știu dacă și le-a luat neapărat după ce le-am filmat eu, dar cert e că le-a avut. Și cred că cel mai mult ar trebui să vă placă la omul ăsta că a emigrat în Scoția cu o Dacia 1410. Adică vorbim de mașina aia clasica noastră, cu volan pe stânga, care are numere de Anglia acum și mi se pare că e un pic de vedetă pe la aia pe acolo prin zonă. Și alături de mașina aia au mai fost multe altele, un Subaru Legacy, un spec din ăla de Japonia, 2.0 turbo de vreo 280 de cai, un soi de, să-l numim VRX STI al variantei respective de mașină, un Infiniti Q50S hibrid, care este de asemenea o mașină pe care am filmat-o acum câțiva ani de la un amic bun, și acum un Lexus GS450H. Au mai existat însă și un MGF, care a fost așa un beater interesant. Niște mașini pe care poate la un moment dat fix alea o să le filmez dacă o să ajung prin Scoția. Mi-am propus să fac chestia asta, însă nu știu exact când se va întâmpla. Și pentru că Petru este originar din România, dar a emigrat de ceva timp cu familia, când vine în țară, evident că închiriază. Și această mașină e luată de la Otopeni, a luat-o pentru că are ceva drumuri de făcut, așa că astăzi o să-mi petrec ziua cu el, însă nu cu această mașină, ci cu aceasta, pe care am filmat-o deja separat, însă o să mai facem noi o filmare împreună ca să stăm la un soi de podcast, pentru că o să vedeți acolo despre ce e vorba, nu vreau să poluez prezentarea asta, însă el are deja niște filmări la activ făcute, are și valențe foarte mișto de fotograf pe care eu nu le am. Și în Scoția, cred că businessul lui principal este o patiserie foarte mișto și acum și-a deschis și un fel de garaj peste self-service ca idee, în sensul în care se fac și detailing-uri și mici reparații, așa că românii care sunt prin zona aia, cred că ar putea să caute Tommy's Shed, cum se numește el, și o să găsească niște chestiuni interesante, că deja au dat drumul. Dar aia va fi, repet, într-o prezentare separată. Acum, hai să dăm un review la toroapa asta în sensul afectiv. Este o mașină care se prezintă exact așa cum trebuie, adică folosită, în sensul în care are vreo 3000 de kilometri, e nouă, dar în mod expres mi se pare foarte interesant că o vedeți exact așa cum e. N-a fost spălată, curățată, pur și simplu este o mașină folosită. Ăsta este un Clio 5 facelift, o chestie care zic eu că a limitat niște chestiuni față de modelul anterior. Am observat că Renault, de exemplu, a renunțat la acele echipări de top care se numeau RS înainte și acum le numește Esprit Alpin. Iar, să zic așa, indicatorul pentru care îți poți da seama că este un facelift are farurile astea stil boomerang în partea de iluminat de zi, iar emblema este desenată cu niște romburi care sunt cumva dublate și nu mai este în relief, e pur și simplu plană, văd că e o modă cu chestia asta. Și cred că treaba asta pleacă de la faptul că domnul Gilles Vidal, fost designer șef pe la PSA, care s-a ocupat de Peugeot-urile alea 208, de exemplu, a migrat în zona de Renault. Și de asta Renault Rafale, de exemplu, are exact aceeași față și profil ca un Peugeot 408, pentru că tot el le-a desenat. E cumva trademark-ul lui, să zicem așa. Acest Clio este de ultimă generație și este făcut la comun cu Mitsubishi Colt. Mai exact, ca să fim sinceri, Mitsubishi Colt este exact aceeași mașină cu siglele schimbate. Doar că nu vă gândiți că Mitsubishi totuși are un aport important în zona asta, pentru că el se ocupă de cablaje, de alternatoare de maroare, de exemplu în grupul Daimler, cu care ăștia au parteneriat, acele de maroare alternatoare mild hybrid, care sunt plasate pe volantă, sunt făcute de Mitsubishi. Toate cablajele, calculatoarele, așa că cumva ei au devenit mai mult o companie care face componente decât una producătoare de auto. Dar oricum, au o istorie vastă, la fel ca ăștia, deci nu cred că sunt de ocolit. Iar mașina asta păstrează formatul subcompact care a definit-o. Este una dintre cele mai de succes mașini din lume. Gândiți-vă că s-au vândut în total
De fapt, peste 25 de milioane, cred, dar fiecare generație de Clio a vândut cel puțin 5 milioane de exemplare. Asta încă nu știu dacă a ajuns la cifrele astea, dar gândiți-vă că în fiecare generație de Clio să ai vânzări de, cred că aproape 6 milioane jumate de exemplare chiar, spune ceva. Au fost Clio-urile performante Williams cu motoare de 1.8, 2 litri aspirate, urmă au venit versiunile turbo, au început să colaboreze cu Nissan pe partea asta de motoare, iar cumva pentru că au dovedit tot ce se poate, mașina asta putem spune că trăiește din prestanța trecutului, să zic așa. Asta însă este o configurație destul de simplă, este un motor de 1 litru H4 DT, care are 3 cilindri și 90 de cai, pentru că este injecție multipunct, doar dacă ar avea GPL vine cu 100 de cai și costă 60 de Nm, exact același motor, modificat un pic ca să accepte instalația de GPL Landi Renzo, care este montată din fabrică, însă nu știu neapărat dacă e de dorit să iei strict versiunea aia. Asta pentru că dacă nu faci foarte mulți kilometri, nu cred că contează atât de mult. Există și variante diesel, care vin cu 1.5 DCI optimizat, care are intercooler lichid, are admisia integrată în capacul de supape, are AdBlue, are încă un circuit de eghere, a fost cumva îmbunătățit și poate să dezvolte până la 116 cai, dacă mi-aduc bine aminte, deși pe Clio e setat la 85-100 de cai maxim. Iar motorizările pe benzină sunt 1 litru aspirat SCU care are 65 sau 73 de cai și acest 1.0 TCE care este setat la 90 sau 100 de cai în funcție de dacă este cu GPL sau nu. Și știu că mai sunt variantele de 1.0 TCE care au 116 cai, dar din câte știu acelea n-au fost montate pe Clio. Mă refer la cele H5 DT care sunt cu injecție directă 3 cilindri, adică varianta cu un cilindru minus al lui 1.33 TCE. Sunt din aceeași familie, dar sunt destul de diferite structural. Iar dieselul se vinde pe alte piețe, la noi nu știu dacă se mai aduce și evident mai este în peisaj versiunea hibridă de 140 sau 145 de cai, care are sistemul E-Tech pe care l-am descris în prezentarea capturului recent, în ideea în care folosește o transmisie multimodală cu 6 rapoarte cu crabot, adică are 4 trepte mecanice care sunt rezervate motorului termic și 2 trepte rezervate motorului electric. Și are încă un motor electric generator, demaror și sincronizator de trepte, pentru că este o cutie cu 3 axe interne și practic acel motoraș egalizează turațiile dintre axele interne și astfel nu ai nevoie de ambreiaj, nu ai nevoie de sincroane, este o cutie crabotată mecanic care funcționează foarte simplu și a fost făcută pe baza unui model de Lego. Revedeți prezentarea de capturi ca să înțelegeți despre ce e vorba acolo. Acele mașini vin cu un 1.6 termic, un H4M, pardon, care e setat pe la vreo 91 de cai. Iar motoarele electrice au undeva în jur de 20 de cai generatorul și 45 sau 51 pic de cai acel propulsor electric, să-l numim așa. Și mai este o versiune care cred că nu se mai vinde prezent și care este 1.33 TCE de 120 sau 130 de cai, alea mi se par interesante. Unele au cutii CVT, altele au Magna 7 DCT 300 cu dublu ambreiaj umed 7 trepte, iar asta este o configurație de bază, nefiind probabil foarte bine echipată, cu 90 de cai, cutie manuală, dar fiind o mașină turbo cu injecție multipunct, nu are problemele alea de depuneri pe supape, este o mașină de bază, dar totuși nu e cheală în sensul ăla boschet, să zic așa, și mie personal mi se pare că arată foarte decent. Sincer, dacă ar fi să-mi iau un Clio, eu aș alege acea culoare verzuie spre nu știu cum să o descriu exact, e culoarea cerului, precum era azură nuvola ăla de la Alfa Romeo, adică culori țipătoare deschise, mi se pare că îi se potrivește mai bine, deși nici albastru ăsta nu-i ceva urât, ci are un pic de contrast cu negru pe acolo, piano black, zona de grilă, farurile fiind LED cu reflector, chiar dacă nu-i proiector, măcar luminează cât de cât ok, și este o subcompactă corectă. Sincer, habar n-am la momentul ăsta cât costă, așa că voi deschide telefonul fix acum, ca să intru pe configurator să văd așa orientativ cât quanto vale. Renault Clio configurator. Cei de la Dacia, Renault, Nissan au niște configuratoare destul de simple și logice unde vezi nivelurile astea de echipare. Deci dacă te uiți, de exemplu, pe o echipare din asta Esprit Alpin, full hybrid, pleacă de pe la vreo 20.000 de euro. Dacă te duci pe partea de benzină, îți vine pe
un preț aproximativ la fel, însă echiparea de bază este, cred că de la 14.600 de euro pleacă, dar depinde de ce configurație pui. Benzina simplă, manuală, cum este asta, probabil o scoți pe la un 13.000-14.000 de euro. Clar mai scump decât era înainte, dar oricum trebuie să apreciem că nu costă 22.000 sau alte cifre din astea. Nefiind în esență o mașină premium, n-a fost gândită pentru asta. Ăsta la 14.600 însă este SC-ul de 65, l-a aspirat. TC-ul de 90 este 16.600, deci un pic mai sus. Acum, sincer, la banii ăștia, dacă mai gâdil un pic așa configuratoarele, poți lua, de exemplu, un Hyundai i30 sau un Elantra, care sunt niște mașini dintr-o clasă mai mare, dar poate n-au același nivel de dotări, deși totuși alea sunt bine echipate, au încălziri în scaune, au de asemenea încălzire în volan, au faruri automate, ceva sisteme audio, conectivități, wireless, chestii de astea pe care în esență și mașina asta le are. Și dacă vrei GPL, în principiu e cam 500 de euro în plus față de baza asta de motor și vă anunț cu mare drag că se vinde și dieselul, este 18.100 de euro, evident manual, și full hibridul 20.900. Deci astea sunt strict pentru echipările astea de bază. Dar dacă te uiți pe configurator, evident că probabil poți să ajungi la 25.000 de euro dacă pui toate alea pe ea, așa că eu zic că are un pricing corect și în general Renault a avut niște mașini destul de variate. Mulți înjură că, domne, e 3 cilindri, că este inacceptabil așa ceva. Totuși, ai și 4 cilindri, nu mai ai acel 1.33 TCE care să fie, mă rog, mare furie pe acolo, dar de reținut este că ai totuși diesel, ai hibridul ăsta care mi se pare mai interesant și probabil pe piața SH poți să găsești mai curând acel TCE de 1.33. E o motorizare poate prea mult pentru genul ăsta de caroserie, pentru că, să fim sinceri, oi pentru mobilitate nu e un Clio Sport, adică n-ar trebui să aibă valențe de 0-100 și alte mizerii din astea. Hai să o luăm așa, pe rând. În primul rând, stopurile astea tot așa sunt renovate, nu pot să zic că îmi place cel mai mult acest design, mi se pare că le-ar fi prins bine puțin mai mult contrast, nu neapărat stilul ăsta de sticker bomb cu alb-negru cum e el făcut. Are cameră de marșarier care este integrată în siglă, în partea asta de aici. Portbagajul, după cum îl vedeți, mie mi se pare destul de corect, le estimez pe la vreo 300 de litri, posibil să mă înșel. Și evident că fiind o mașină mai low cost, dar nu înseamnă low quality, că asta confundă lumea, are niște ornamente simple, adică, de exemplu, placa asta de aici este o simplă chestie de plastic, însă este de apreciat faptul că are totuși o antifonare suplimentară ca o pâslă. Și aici, de exemplu, cineva a luat folie de gătit și este băgată dedesubt, tot felul de spații de depozitare pe care le poți optimiza. În plus, acolo poate să fie roată de rezervă sau kit de pană. Și, în general, lumea pică pradă siglei că, domne, e sub demnitatea mea să merg cu Renault. Dacă zici Dacia, ți-e trage apa și, sau dacă ai capia, ți-a altat tot felul de replici din astea, fără ca ei să înțeleagă cum sunt făcute aceste mașini. Cumva, cred că și Renault greșește, pentru că pune numele acestor platforme Low Specification și High Specification, adică CMF, B, HS și LS. Și cumva dă apă la moară tuturor acestor boschetari care nu se pricep la mașini. Am avut neplăcerea să văd oameni care lucrează în reprezentanțe, și aici nu mă refer la Renault, ci la alt brand, care sunt efectiv afond. Deci oamenii aia nu știu să analizeze obiectiv o mașină, nu știu să facă teste de consum și eu nu înțeleg cum pot să vândă ea și să prezinte de fapt obiectiv o mașină în condițiile în care ei habar n-au niște chestii. De exemplu, tot aud mestecată replica asta cu rugina, pe care o văd pe foarte multe mașini, inclusiv la oameni care fac verificări auto, pe care tu îi plătești ca ei să se ducă să verifice o mașină. Păi bă, băieți, dacă voi n-ați auzit de oțel care se numește Corten, voi nu aveți ce să căutați în această industrie. Deci tu, în momentul în care ridici o mașină pe elevator și vezi acel strat oxidat, nu-i bună, a ruginit. Hai să vă explic un pic de poveste. Există niște companii în Statele Unite ale Americii, printre care US Steel, care în anii, acum 100 de ani și mai bine, au descoperit cum poți să faci oțelul într-un mod foarte eficient. Și este vorba de acele adaosuri de material. Practic, diferența dintre oțel și fontă stă în faptul că fierul, care este elementul de bază, este asociat cu un anume procent de carbon.
și variind acel procent de carbon, treci de la fontă spre oțel. Și pe urmă au apărut oțelurile inoxidabile. Inoxul nu este un material, în esență un aliaj sau mai mult un spectru de proceduri care face ca oțelul să nu oxideze, dar nu întotdeauna este de preferat ca oțelul să fie fără pete, stainless steel, inoxidabil. Nu. Și au apărut tot felul de alte scopuri. De exemplu, unii oameni în industrie căutau oțeluri rezistente. Și atunci a apărut acel aliaj de crom vanadiu, de exemplu, care se folosește la cheile de scule. Pe urmă au apărut cele care au o concentrație suplimentară de aliaje care să întărească acel oțel. Ford a făcut chestia asta și a reușit să facă șasiurile de Model T, făcându-le foarte rigide. Era o procedură din asta prin care rigidizau efectiv toată treaba. Și un oțel foarte special, care este folosit de foarte mult timp, este acest Corten, care înseamnă Corrosion Resistant și High Tensile. Adică este un oțel super rezistent, dur, care are un strat de protecție de coroziune și practic este ca un soi de, gândiți-vă la chelfosul ăsta și la materialele astea care sunt folosite pentru a depune un soi de strat care protejează baza. Și oțelul Corten, poate îl știți fără să-l cunoașteți. Vagoanele de tren sunt făcute din așa ceva pentru că alea nu se vopsesc, sunt expuse intemperiilor și n-are rost să aibă vopsea. Și atunci oțelul Corten are un strat, în principiu știu că folosește cupru și în timp de 6 luni, cam așa, se face un soi de smalț, ca o dentină, cum e la dinte, care protejează partea de dedesubt printr-un strat foarte ușor de coroziune, care nu avansează. Și de-aia, băi, nepricepuților, basculele de mașini, care nu sunt din aluminiu sau din titan sau alte materiale exotice, trebuie să fie făcute din acest oțel Corten, care are un strat superficial de coroziune, tocmai ca să protejeze ce se află dedesubt și este o rugină care nu e structurală, este o chestiune de strat. Și eu zic că nu trebuie să fugi de o mașină care are basculele maro, pentru că orice oțel corodează și tocmai acel strat suplimentar, gândiți-vă la brânză. Brânza aia șmecheră din Franța are un strat de mucegai care tocmai prin faptul că e stricat, să zic așa, protejează și atrage asupra lui otrava și centrul ăla este unul foarte bun. La fel se întâmplă și la domeniul maritim. Ați auzit de conceptul de anod de sacrificiu? Există un concept de la chimie prin care o cizmă de motor de barcă care este băgat în apă are atașat un metal care atrage asupra lui sarcina electrică. Și atunci toată coroziunea se întâmplă în acel material micuț, acea bucată care se numește anod de sacrificiu. Dacă nu ai pune acel element, întreaga cizmă de oțel ar oxida în câteva săptămâni, pentru că apa sărată mai ales conduce electricitatea foarte bine și accelerează foarte mult coroziunea. De aia, în general, în țările astea cu ocean, coroziunea mașinilor este mult mai tare accentuată. Așa că această paranteză poate a fost inutilă, dar zic eu că sper că v-a făcut să înțelegeți că mașinile astea care sunt făcute cu costuri reduse, nu au cum să aibă brațe de suspensie din aluminiu și tot felul de chestiuni avansate pentru că ar costa prea mult. Și atunci se apelează la niște metode mult mai simpliste. Gândiți-vă că oțelul Corten nu are nevoie de straturi aplicate, de primer, de lac, de tot felul de chestii de astea ca să-l izoleze. Deci nu mai fugiți de mașini care au basculele maro. Acum, revenind la mașină, îmi dau seama că am arătat portbagajul, deci n-are rost să mai fac chestia asta. Ce îmi place să mai fac pe la mașini recent este să mă uit la capacele astea de benzină și să știți că, în general, e bine să mai faceți teste din astea și să desfaceți bușoanele, pentru că dacă uneori auziți niște vacuumuri ciudate sau tot felul de sunete aiurea, s-ar putea ca să fie niște probleme cu valvele de ventilare în rezervor. Și am mai văzut niște situații pe care lumea nu le înțelege. Toate hibridele care au mod de rulare pur electric au buton de deschidere al rezervorului electric. Și asta pentru că acea canistră de carbon care ventilează interiorul e de așa natură făcută să stocheze sub presiune vaporii cât motorul este oprit și ventilează după ce acesta pornește. Dacă tu, în schimb, de exemplu, mergi un kilometru pe electric și intri la benzinărie, acea presiune trebuie degajată înainte să deschizi bușonul și atunci de-aia capacul ăla are o durată de până se activează deschiderea de vreo, nu știu, 40 de secunde.
gata cu chimia și istoria și altele, trecem la mașină. Evident că la această clasă de preț n-ai cum să ai materiale moale pe aici, materiale moi, pardon, și finisajul nu e unul minunat, adică sincer nu mi se pare diferit de cei la Dacia sau Dacia Ecareno, pentru că oricum e aceeași marcă. În cazul de față putem să vedem un scaun de copil cam cum este montat, îmi place că e destul de jos și din câte văd nu pare a fi o chinuială să pui copilul și să-l iei de acolo, cel puțin asta ține și de modelul de scaun. Deducem că Isofix-ul e la locul lui, se poate prinde cu centuri, e destul de mare spațiu între zona asta de scaun și spătar. Spătarul e în zona montantului B, deci asta înseamnă că ai loc relativ destul de mult și copilul nu va plezni cu picioarele spătarul respectiv. Ce mai e de apreciat? Că totuși au niște chedere suplimentare. Are chedere aici, are pe partea asta rama, are mușamaua asta în două trepte pe aici, la fel chedere în partea asta și chedere întreg pe toată rama. Adică mie personal îmi pare destul de bine pe partea de izolare. Bandouri ca să arate a SUV style, evident, tamburi pe spate, tamburi ventilați cum se numesc. Altă chestie pe care lumea nu o înțelege în industria frânelor. Să știți că tamburul e o soluție mai bună, pentru că discurile pe niște mașini conduse normal și lent nu prea funcționează pe spate, că n-ajunge presiunea la ele. Și asta înseamnă că se vor colmata, se oxidează discurile, plăcuțele, șetrierele se blochează și atunci te lovești de situații în care mai mult ai belele de la acele discuri, așa că tamburul este o soluție mai simplă. Și da, sunt polemici pe tema asta, dar oricum vă asigur eu că frânează foarte bine. Am avut Astra H cu tambur 13 ani, n-am avut nicio problemă. Scaunul șoferului e puțin mai pe spate, așa dacă ne uităm. Și eu la 1,90 nu pot să zic că am cel mai mare loc în genul ăsta de mașini. Dar sincer, pentru un drum scurt acolo de oraș, eu stau destul de decent. Adică dacă aș conduce eu cu această poziție în spate, la fel aș sta destul de bine. Am loc la cap destul de ok și fiind degajată consola asta pe aici, relativ normal. N-are cotieră, o chestie care poate să deranjeze, dar ai spații de depozitare pe partea asta și bordul are o imagine destul de drăguță. Îmi place că scaunele sunt destul de subțiri și tetierele au forma asta ergonomică și țin ceafa destul de bine. Are o dita mai antena, care bănuiesc că e și de radio și de telefon și de conectivitate ce o mai avea pe aici. În zona de față e mai bine treaba, avem materiale moi care sunt aplicate pe o bază de plastic. Îmi place totuși că nu are piano black pe zonele uzuale, spații de depozitare par destul de ample, iar scaunele sunt de lăudat, pentru că în primul rând au un material care arată frumos, pare a fi din mai multe tipuri de textil, ăsta se simte diferit față de ăsta și față de ăsta, deși sunt textil toate, nu cred că speră nimeni la piele pe genul ăsta de mașină. Nu are reglaj de înălțime și de-aia intratul e puțin mai dificil la ăștia care sunt înalți. Și tot așa în față, consola retrasă, torpedou normal, material tare aici, în partea asta este mai moale și e mișto că, deși arată ca un textil, este de fapt senzația de pungă de plastic și o zic în sensul bun, se pătează foarte greu. După cum puteți vedea, e deja prepătat, arată ca o rafie și asta înseamnă că dacă ai mâna murdară și faci așa, chiar dacă tu fizic pătezi materialul, nu se va vedea. Astea mi se par drăguțe, în sensul în care ai niște ornamente ce se pot regla și arată destul de bine. În partea asta de aici, iarăși, poți să prinzi tot felul de suporturi de telefon, recomand Vetter. Iar în partea centrală avem climă cu butoane sau aer condiționat după caz, cum este aici, foarte simplu. Priză de 12V, portul USB cu mufă auxiliară. 6 trepte, ceea ce e de apreciat pe genul ăsta de putere redusă, să zic așa. Iar în zona asta o consolă centrală cu o frână de mână clasică, cu un ornament drăguț aici. Iar pe partea superioară niște lămpi cu buton, cu aprindere, chestii normale, parasolare. Senzația de scaun ridicat e prezentă, mi se pare că stau cu capul destul de în tavan, adică am ochii cam pe aici. Cam atât pe partea asta și oglinda e simplă că nu are heliomat în echiparea asta, dar pentru că mașinile vin obligatoriu cu frână automată, cu senzori, chestii, au camere din astea care întrețin funcțiile astea de lane assist. Și încă o chestie de anularea hate-ului. Dacia are 3 stele nu pentru că s-ar face praf în impactul cu altă mașină sau cu un copac, deși evident că nu are rezistența pe care are o mașină premium cu preț de 4 ori mai mare. Însă nu are toate aceste sisteme care bingăne și pe care oricum lumea le oprește de obicei. De-aia are ratingul de 3 stele, însă dacă te uiți la Duster-ul nou, are rating de protecție pentru copii
de 83 sau 86%, adică nu stă rău deloc. Adică, practic, aceste 3 stele presupun că siguranța interioară la o Dacia Duster este de 73% sau 68% undeva în intervalul ăsta. Deci nu e... Nu te faci praf cu ea, e vorba doar de niște chestii de sisteme, n-au pilot adaptiv, n-au tot felul de sisteme din astea electronice complexe. Pe urmă, dacă ne uităm aici, avem clasic stilul ăsta cu comutatoare normale, evident că asta fiind o mașină de închiriere au ales-o cât mai simplu, uite o sticlă de un litru cum se vede acolo băgată, stă foarte bine și ce îmi place la Renault-urile noi este că au mai optimizat puțin interiorul și o să arăt imediat la ce mă refer. Scaunul pare avea ceva susținere, să zic, mai sportivă, scaunul este pe... reglaj de înălțime și ce vreau să zic apreciez este faptul că au trecut pe ecrane, dar într-un mod în care au păstrat butoanele, ai climă cu butoane, iar pilotul automat nu mai este împărțit prin toată mașina. Adică plus, minus, pornit, oprit, limitator sau cruz, toate sunt pe o zonă, nu mai sunt împărțite prin tot felul de butoane și sistemele de asistență au buton suplimentar de unde poți regla o bază și de asemenea luminozitatea, înălțimea farurilor, start-stop-ul, mai e pe la unele chestii, sunt pe aici prezente. Mașina asta fiind una de bază, are o cheie simplă, nu este cu keyless, cu cartelă sau alte sisteme și are ceva iconițe prin bord pe acolo. Este o mașină corectă, aș putea spune, așa că trebuie să o vezi rațional, în niciun caz pasional, deși curățică nu mi se pare. Iar în zona asta, dacă te uiți la meniu, ai pe baza butonului de pe volan tot felul de setări care îți arată diverse etape din astea pe care le poți configura și de asemenea ai un ecran suplimentar care îți arată consumuri, navigație, tot felul de chestii care sunt de asemenea configurabile. Eu zic că e un bord destul de drăguț, însă mi-ar fi plăcut să aibă niște ceasuri rotunde, atâta tot. Și dacă apeși My Safety Perso, ăsta este modul de sisteme de asistență. Are și încălzire în scaune, o chestie interesantă de asemenea, mai ales că e o mașină într-o echipare de bază. Și acest ecran este unul de bază mică, de obicei alea mai bine echipate sunt cu portret style vertical, așa. Ai un ecran de home, cum este acesta. Are conectivitate wireless pe partea asta de telefoane, Android și toate cele, deci nu mi se pare ceva neplăcut. Iar în partea asta de aici, uite, sistemele de asistență. Sub forma unei diagrame le poți activa, dezactiva și Perso este ăsta pe care îl activezi tu la buton. Normalele sunt activate toate și la fiecare pornire îți vor merge toate, așa că trebuie să apeși Perso ăsta pentru confirmare ca să reglezi tu ce distanță vrei, ce să bingăne, ce să nu bingăne, așa că din punctul ăsta de vedere mi se pare simplu. Senzorii de parcare, care înseamnă inclusiv pachetul ăsta cu cameră, deci dacă dai așa, vezi și tu ce număr de matriculare are ăla pe care l-ai tamponat, Doamne ferește. Și în rest, pe aici setări diverse și cred că mai era ceva, are un pic de lag ecranul ăsta, setări simple. Așa că, din punctul meu de vedere, e cam de bază treaba asta. Și totuși, pentru că suntem pasionați aici pe canal și eu și voi, hai să vedem și motorul, care este un H4DT. La Renault, Nissan și Mercedes există niște coduri cumva împărțite, care n-au neapărat o logică pe care să o înțelegi. La Renault, de exemplu, seria motorului include și cilindreia, chestii de cifre, adică H-ul este motorul, HR îl numește Nissan, iar Mercedes le zice M și cu cifră. Pe urmă, aceste patru uri sunt niște serii generale de motoare. D-urile înseamnă cilindreie de un litru, adică ai niște litere care îți codifică cilindreia și dacă are un T înseamnă că este turbo. Dacă ai și un D suplimentar înseamnă că este direct injection. Așa că ăsta este un motor din familia Nissan HR sau Renault H, care au trei caracteristici generale de alezaj. Inițial, când au apărut, au fost pe 78 de mm alezaj, diametru piston, și au fost folosite doar de Renault și Nissan, nu și de Mercedes sau de alții. Pe urmă a apărut această generație care are 72,2 mm partea asta de alezaj și astea sunt motoarele care au început să aibă infuzie de Nissan și Mercedes, adică sistemul de honuire este preluat de la Nissanul Skyline cu pistoane din alea, cămăși, pardon, care au strat oglindit și de asemenea, dacă te uiți la... Configurații sunt de 3 și 4 cilindri, 0,9, 1 litru, 1,33,
care au și injecție multipunct și directă. Există și aspirate natural și supraalimentate, mai ales dacă vorbim pe versiunile astea de 3 cilindri. Cel mai nasol dintre motoarele astea a fost acela cu 1.2 TCE, care a fost primul cu injecție directă de 4 cilindri turbo, care a avut consum de ulei de la problemele alea clasice de segmenți. Și ultima familie apărută este cea cu 75 de mm, cele de 1.2 cu 3 cilindri, care sunt folosite pe sistemele hibride noi sau pe mild hybrid-urile pe care și Dacia le folosește. Și ele au arhitectură comună de piese, dar nu sunt chiar la fel, adică ăsta de 75 ultimul apărut are intercooler lichid, are EGR, are turbină cu geometrie variabilă, ciclu Atkinson, nu prea are legătură cu ăsta. Ăsta este unul cumva din familia de bază și există două ramuri aici. Dacă te uiți la cele cu injecție multipunct, cum este acesta, vei vedea versiunea cu rampă benzină plus una care poate să fie pe GPL Land Renzo. Asta este TCE-ul de 90 de cai. E setat să aibă atât, probabil o chestiune de marketing. El este un motor cu injecție multipunct și cu o chiulasă mare. Cele care au injecție directă au injectoarele plasate central și acolo există colaborarea cu Mercedes pentru că acea chiulasă are formă de mansardă de casă, adică are două pante așa care se întâlnesc și asta înseamnă că e o chiulasă foarte compactă. Delta Box Design, ceva de genul ce se numește. Și Mercedes s-a ocupat de etajul acelui motor, în timp ce baza este una făcută de Renault, cumva și pe tehnica lui Nissan. Ăsta este undeva între, în sensul în care are tot doi arbori cu came, distribuție pe lanț, 4 supape pe cilindru, doar că chiulasa este lată, compactă, simplă și nu are injectoare centrale pentru că nu vorbim de injecție directă. Așa că, uitându-ne la el, o să vedem bloc și chiulasă de aluminiu cu cămăși din astea de oțel care sunt polișate cu un strat suplimentar, mă rog, se numește plasma coating, ceva de genul. Și asta înseamnă că necesită segmenți cu presiune mică și de asta zic, la motoarele astea nu puneți ulei gros. Dacă vi se pare vouă că consumă sau ceva, uleiul gros nu e o soluție, pentru că el de fapt nu permite acelor segmenți cu care au, sau mai exact spus, segmenții au presiunea atât de mică încât nu suportă, n-au cum fizic să radă un ulei cu viscozitate ridicată. Și paradoxal, deși din bătrân se zice că atunci când un motor, nu știu, își pierde din toleranțe, pune-i tată ulei de ăla cu 15W, 20W, nu! Alu moșu nu mai merge sfatul aici pentru că, repet, segmenții au tensiune foarte mică, arcul ăla care îi ține cumva, rolul lor de arc, sunt foarte slabi și atunci nu pot să radă pelicula de ulei și rămâne uleiul pe cămașă și motorul arde. Motoarele astea sunt făcute să meargă cu 0-20, 5W30 maxim. Asta, citiți manualele și o să vedeți acolo toate recomandările. Uleiul folosit de Renault acum este Castrol. Și chiar dacă nu scrie pe ele sau scrie, vă zic eu că am fost în fabrică și uite aici scrie foarte clar. Deci există produse de Castrol Edge, GTX, din câte știu sunt astea de aici. Am fost personal în fabrica în care se face acel ulei și nu există linii fake, dublu standard. Singura situație de dublu standard este dacă ești bătut în cap și cumperi de pe OLX de la tot felul de oameni care vând în scări de bloc. De unde nu știi de unde ai adus la ulei. Așa, revenind la motor, avem frumos un mini filtru de aer. Se poate vedea la acest motor că totul e la minim, și numărul pistoanelor și diametrul galeriilor. Tubulatura asta se duce în turbo, turbina are actuator electric wastegate și după ce comprimă, trimite prin furtunul acesta într-un intercooler vertical și la baza lui iese aerul răcit care intră pe această conductă foarte subțire prin clapeta de accelerație în galeria de motor. Galeria de evacuare este integrată în chiulasă și asta înseamnă că ai avantajul că gazele sunt răcite și ai o temperatură cu aproximativ 100 de grade mai joasă decât la o galerie externă și asta înseamnă că turbina trăiește mai sănătos. Pentru că astea sunt mașini care încep să aibă filtre de particule, catalizatoare mai complexe, au și senzori de presiuni, de temperatură și înainte și după, așa că sunt ceva mai complexe pe partea asta. Și rampa multipunct este una simplă, nu are un sistem din ăsta de regulator de presiune din câte văd, dar are de asemenea sistemele clasice de ventilare, gaze Carter și vapor rezervor. Și fiind un motor turbo, are ceva interesant totuși. Nu are pompă de vacuum și asta înseamnă că turbina nu are un aport atât de mare în funcționarea motorului, deci deseori ai vacuum în admisie. Și se poate vedea că din tulumba de servofrână pleacă acest furtun de unde se trage vacuumul. 133, de exemplu, are pompă de vacuum și nu mai necesită pompă pentru că oricum turbina e cu actuator electric, iar
aceste motoare în sarcină vor avea vacuum în turbo la mers normal în admisie și atunci de-aia există separator de gaze care trage ori în admisie, ori în turbo, depinde unde se întâmplă chestia asta și ventilarea vaporilor de benzină de asemenea se face ori în zona asta aici de intrare admisie, ori undeva pe spate la turbo și de asta are o mățăraie de furtunuri, mult mai simplă decât la 1.33 sau 1.0 TCE-urile acelea cu injecție directă. Pe partea de curea de accesorii au un sistem cu alternator care cred că e Valeo, compresor de aer condiționat și o pompă de apă în zona de jos care are niște tubulaturi băgate ciudat prin spatele alternatorului, sunt din plastic, asta e de urmărit. Problema acestor motorizări este cu coliere, furtunuri de plastic sau de cauciuc destul de subțire, vase de expansiune, astea trebuie verificate după, nu știu, o uzură din aia amplă și e clar că sunt făcute în scop de cost. Senzorii ăștia mai poate să pice tot felul de situații. Au mai fost uneori consumuri de ulei. Evident, turbinele pot să nu funcționeze foarte bine, au mai fost probleme din astea cu actuatorul Westgate, cu bareta aia, știu că erau niște probleme pe acolo și consumurile de ulei erau generate de reviziile făcute rar. Asta cred că e problema majoră. În rest, un motor foarte simplu, are de asemenea distribuție variabilă, cel puțin pe partea de admisie, având solenoid pe partea asta. Cred că această versiune de 1.9 și de 1 și cele de 0.9 n-au pe evacuare, pentru că au putere mică și nu au nevoie. Cele de injecție directă 115-116 cai au pe ambele. Distribuția fiind pe lanț, e cam pe viață, n-au fost probleme cu ele. Și, da, în linii mari, cam ăsta cred că este motorul. Nu știu ce să mai zic de el, ce aș putea să mai zic, că l-am cam tot explicat. Poți să vezi foarte multe componente care au tangență cu România, pentru că tot felul de contracte sunt prezente pentru cablaje, piese, softuri și sunt convins că în zona de comentarii există cineva care sigur a lucrat la proiectarea sau testarea acestei mașini. Ce mai e de apreciat este că turbinele au răcire și cu antigel, pe lângă răcirea și ungerea clasică cu ulei care există. Adică nu mi se pare un motoraj forțat la cai ăștia, sincer, și sigur ar fi putut să scoată 90 de cai și dintr-un format aspirat. Dar au zis că, na, norme, emisie, cu toate cele. Deci, cam asta ar fi toată chestia. Asta are și un sufertaș aici la baterie, care învelește toată zona de baterie cu o ventilație suplimentară. Se recomandă nu se spăla cu jetul de aproape zona asta, din câte văd. Și da, cam atât. N-am ce să zic mai mult. N-aș fugi de configurația asta de motor, mai ales că le vei lua pentru un uz normal. Acum, dacă faci super distanțe și vrei să fie totul bine, părerea mea e că cel mai ieftin ești cu GPL-ul sau cu un diesel de 1.5. Dar gândește-te că ăla are injecția mai complexă, ai AdBlue, motorul are EGR-uri, are turbine cu geometrie variabilă, are DPF, adică e puțin mai complex în timp și mai ales pe Uber n-aș lua diesel pentru oraș, decât dacă activați în orașe care nu sunt foarte aglomerate și puteți să mergeți cursiv dacă vedeți că computerele voastre de bord au viteză medie înregistrată după o săptămână de muncă 11, 12, 13, 15 km pe oră maxim, dieselul nu e de voi. Dacă aveți 23, 25, 27, înseamnă că stați într-un oraș unde pasul de circulare e mai vesel. Și atunci puteți să luați diesel. Dar chiar și atunci asumați-vă că DPF-ul s-ar putea să se înfunde sau că o să aveți ceva mai multă mentenanță în timp. Așa că părerea mea este că inclusiv cei care fac școală, am vorbit cu un instructor care și-a cumpărat Golf 1.0 TSI 3 cilindri și a zis că e foarte mulțumit pentru că după 5 ani de folosință are costuri reduse. A zis chiar dacă se strică, îmi scot banii cu ea și o repar. Cu siguranță un diesel ar fi fost mai problematic și a zis mi-aș fi luat diesel dacă ar fi fost mașina mea pentru concedii exclusiv și aș fi făcut drumuri lungi susținute, ceea ce nu e cazul. Așa că cam asta a fost prezentarea, să zic, statică. Acum hai să și conducem dacă toți suntem aici și după aia să continuăm în zona de comentarii cu păreri, impresii, chestii de genul ăsta. El e vinovatul cu mașina. Salut! Și am zis să facem așa împreună test drive-ul și o să dezvoltăm noi mai multe idei în podcastul separat pe care o să-l facem. Pentru că și el e un pasionat de auto, am schimbat noi multe impresii pe mesaje. Și da, la Ivanul avem trecut, prima dată când ne-am văzut la Mega Mall, unde ne-am era. Da, cred că a fost, da, nu știu cum, avem ceva ani de când... Păi na, ce e mișto că fost, na, tu fiind în UK, acolo ai multe. Ai și avut, vezi zilnic mașini, că am fost și la Goodwood acum recent și e absolut tot acolo. Adică, da, într-adevăr, adică na, e cred că un mare atu la Anglia e chestia cu volanul pe dreapta, pentru că asta le-a permis să importe JDM-uri foarte exotice.
pe care altfel nu, adică uite, de exemplu Toyota Chaser, nu prea vezi în Europa pentru că ele s-au făcut doar cu volan pe dreapta și în UK e natural să ai volan pe dreapta. Da, singura diferență e că și o chestie foarte, dacă stai să te gândești, că mie îmi place chestia asta, când un producător auto face o chestie, automat e o echipă de oameni care se gândește la lucrul ăla, știi? Și da, uite, nu îți făcut peste noapte. Și unele poate par anapoda, dar uite, singura mare diferență între importuri și cele făcute pentru piața din UK e că astea, manetuțele pentru sunt semnalizare da, la unele. Și, nu, la, deci la, ce, toate. La toate, la toate, da. Tot ce ține de import de Japonia. Semnalul e pe dreapta. Semnalul e pe partea dreaptă și da. E foarte ok așa pentru că poți să semnalizezi și să schimbi dreapta de viteză exact în același timp. Lucru, pe da. Când pentru cele din UK e total e pe dos. Da. Și e mereu poți da seama foarte ușor care a fost import sau care nu. Plus că na, pasionații care și au importuri pentru că acolo e legislația puțin mai permisivă legată de numerele de înmatriculare. Marea lor majoritate își pun plăcuțe pătrate, cum sunt alea de Japonia. Numerele de Anglia sunt exact ca cele de România, au aceeași structură, doar că nu reprezintă același lucru. Adică poți să vezi mașini de Vâlcea în Anglia. Da, da, da. E VL82 ABC, dar nu înseamnă... Da, da. Ce... Numărul e anul de producție. Exact. Aici îți poți da seama de localitatea, de deci unde e înmatriculată. Ar pune niște numere greșite, adică la modul, dacă ar falsifica niște nume, știu că au fost niște cazuri în care poliția și-a dat seama din trafic că mașina avea ceva în neregulă pentru că era, de exemplu, un Clio de ăsta nou și apărea 2010 ani de fabricație și polițistul și-a dat dimineața seama da, că da. N-are cum și da. Ceva e în neregulă. Da, bine, aici intră în discuție și plăcuțele personalizate, care din nou sunt mult mai da. Sunt ceva mai simplu de. Băi, e o surpriză plăcută mașina asta, eu recunosc că am mai interacționat cu Clio din asta pentru că am filmat SC-ul ăla de 1 litru. Dar chestia e că mi se pare că nu vibrează atât de tare pe cât te aștepta. Au început să le echilibreze mai bine din volante, din fulii, din astea asimetrice. Ce mi se pare ce aș avea eu de comentat, aici ca să spun. De exemplu, exact. Și jos, se simte, nu știu, poate tampoanele exact, de la cutie da. Nu sunt atât de că dacă ar pune același bune, motor pe o clasă mai mare, sigur s-ar chinui mai mult să-l rigidizeze și probabil un arbore de echilibrare ajuta, dar costă bani. Da, asta într-adevăr se simte. Dar din nou, trebuie să ne gândim, știi, mă, ce a avut producătorul în minte când a făcut, ce piață a studiat, cărui tip de client se adresează. Și așa, nu pot să zic că e vreo țâșnitoare din asta, așa, dar dacă e în grafic să durezi un pic. Dacă are foarte mult cuplu în plajă. În da, plajă. Da. Și însă mă enervează repede la el. Cum ești? Mie îmi plac ceasurile, nu, chit că sunt digitale sau așa, să fie rotunde. Da, nu, intuiești mai bine, nu știu, viteză, eu sunt turație. total de acord cu tine aici și uite, la și aici nu-mi dai, este, nu-ți dai seama de turație, că ai dunga aia care se încarcă și ești foarte subțirică, adică nu e... Da, așa, e destul de on the rigid side, așa, nu poți să zici că e o mașină super confortabilă, că niciuna de asta mică, care nu-i premium, adică nu o compar cu Lexus LVX sau așa. Dar pe de altă parte, man, suntem într-un Clio, adică exact, nu poți adică să nu poți să compari în sensul ăsta, știi? Sau, mamă, să rămânem la mere cu mere, adică na, astea ce mi-au cu banii ăștia. Du-te și ia-ți, dar sunt mașini întreținere, știi? Da. Și e clar, adică tip de clientelă diferită. Adică Renault știe clar de la bun început că cel care o să cumpere mașina asta, mai ales de nou, primul client, chiar și după aceea, nu o să se uite niciodată la un F10. Știi? Exact. Nu e în plaja lui de nu acolo, adică nu compar mai ce să-mi iau asta sau asta, știi? Ce mai îmi place, pedalele ușoare, adică poți să faci și heel în tău. Aia zic că ai poziția bună și măciulea schimbătorului e acolo cred că ar fi putut să lucreze un pic mai mult. Timonerii oricum e destul de vagă la astea pentru că au cablurile ciudate, nu știu, se simți așa că parcă se întinde, dar intră. Aici, de exemplu, nu mai simt că ar fi un motor cu 3 cilindri în sensul de vibrație sau zgomot. Și chiar și în treapta a patra când îi dai așa clar se simte mult mai ok decât aspiratorul ăla care trebuie turat serios. Și el merge, că și la Fiat 500 de un litru am sesizat chestia asta, doar că nu e o corelare între ce simți tu în scaun și cum urca acele. Ea e decentă la repriză pentru ce e, dar nu simți. Și atunci de-aia cumva ai o teamă în a te băga niște depășiri, dar asta sincer dacă îi dai să sară un pic așa, îți pare lent. Adică aici chiar e în grafic pe...
După ce treci de o anumită, după ce treci de o anumită durație, am observat că se plafonează un pic. Da, totuși sunt 90 de cai. Da, adică asta nu e, na, aici e probabil și vina mea, pentru că na, ce mi-ar plăcea să conduc o Honda Beat din aia care are 808 și nu știu, 14.000 de rotații pe minute. Am avut la am un bun amic și a luat acum pentru auto solo acolo un Daihatsu Copen. Ah, mișto ăla, da. Și a venit la la shed, la Tomis shed acolo, l-am urcat un pic pe elevator, ne-am uitat un pic pe sub el. Structural vorbind, e, dacă îl vede, nu știu, cum e învățat românul să fie, tată, solid, deci și așa. Ce e, bă, mizeria asta? Ce e cu mizeria asta? Și după aceea, na, după aceea ne-am și urcat un pic în el și am fost la o tură pe niște drumuri din astea plăcute de acolo din Scoția. Sunt multe, multe drumuri înguste, virajate. B-roads, foarte, da, pentru care multă lume are migra. Da, sunt, mă consider foarte norocos să am în curtea din spate așa ceva. Și am fost acolo și da, e din alt, e foarte, foarte fun. Lumea de azi, din păcate, multă lume nu înțelege că nu cai putere sunt totul la o mașină. Adică, la mașina sport, motorul e ultimul lucru care contează, pentru că senzația aia de control ți-o dă volanul, frâna, șasiul. Da, și uite, da, revenind, e fun să ai cai, nu zic nu. Revenind la mașina asta, prisma puterii, mi se pare, conducând-o de câteva zile și comparând-o cu am închiriat, am trecut un Focus. Probabil și, tot cu 3 cilindri unii. Da. Și vreau să spun că asta mi se pare mult mai nu doar că un pic, da, mai fâșneață, dar în același timp se așează mult mai bine pe drum. Aia mi s-a părut o bată, da, total. Pentru că alea, adică, de obicei Focus-ul e destul de bunicel, dar astea nu au punte pe spate, cum are și asta, și cumva la clasa aia compact ar fi fost bine să păstreze cum avea ei. E trepta era break. Nu știu dacă, probabil un pic mai. Bă, asta chiar e mișto, adică mai mare se pare între... mai bine antifonată, de exemplu, decât mă așteptam, și nu are genul ăla de suspensie care să bombe, că ne totuși are balonul mare. Sidewall-ul la atunci filtrează. E fain că au venit cu Bridgestone. Ea fiind nou, probabil alea sunt anvelopele de fabrică. Se vede bine lunetă, iar e. De exemplu, eu când am avut Astra H, țin minte că îl comparam cu Megane 2, care era destul de moale așa. Asta era mai rigid, ăla era mai confortabil, asta stătea puțin mai bine pe drum, așa, la mașini de 100 de cai vorbim, nu PC-ul și alte nebunii. Oricum, în Anglia știu că e o comunitate foarte amplă de Clio, cel puțin de RS-uri de sport, da, în țara lor acolo, da. Adică sunt foarte pasionați de ele. Și... Să vezi alea, V6, da, au ajuns da. Din astea de colecție și au niște prețuri de se apropie de Toyota Supra. Adică de supercaruri, exact. Da. Și sunt destul de multe. Cei drept sunt mult mai multe Honda. Da, foarte multe Civic-uri și fabricate acolo și da. Până au hotărât că trebuie să nu se mai fabrice. Da, exact. E un subiect foarte amplu pe care dacă vrei putem să-l atingem. Dar da, e păcat, adică na. Uite, cine vrea pe de fiesta, e una părăsit aici. Da, am văzut câteva și acolo la Brico. Am înțeles ce ai spus când... Uite, altă mașină care sigur e prin Anglia destul de des, care de fapt e Mitsubishi Carisma. Aha. Volvo ăsta, prima generație de S40. Sunt destul de dese și destul de dese cele noi. Da, aici am fiecare săptămână câte o mașină. Chiar vorbesc cu băiatul care se ocupă de motorile astea și de mișto colecția. Tot am zis că vreau și eu neapărat să merg o dată în limita timpului. Bă, deci a treia e modul sport la asta. Da, mi se pare, uite, că mă uit aici în bord, consumul pe 1600 de kilometri, vreo 6% în condițiile în care mașina, sigur, e condusă cum se conduc astea de închiriere, nu stă nimeni. Da, adică tu ai fost la Brăila, la Galați cu ea. Da. Și am mers. Nu știu dacă ai putea să... De asta zic, raportat la ce este și la cât costă, mi se pare că e suficient de multă mașină cât să merită atenție. Dacă ești pe piață și cauți ceva pentru... care să nu ai probleme cu DPF-uri, cu ai faza că mulți, cine a trecut prin asta, cred că știe și înțelege. Cine nu, a, domne, că
N-are și ea 4 cilindri acolo, n-are, da. Da, da, mai evoluează nevoie, tehnologia, știi, mai e și chestia aia, că uite, mai spuneam amicilor că na, că ce-ți vin cu copilul, așa, și spun, mă, vreau să o să închiriez o mașină, că vreau o mașină cu aer condiționat și, a, dar na, tu n-ai crescut în Dacia, ce-ți trebuie? Păi, da, hai să mai evoluăm un pic, adică exact, na, știi, aia rămâne, nu putem să stagnăm, să rămânem pe loc, așa e și cu motoarele astea, tehnologia mai avansează. Asta e cum mai zice, știi, că, mă, ce-ți trebuie pantof, că strămoși și te mergeam în picioare. Da, exact, poate, exact, știi, exact, așa. Adică nu mai merge pe piatră cubică, că s-a inventat asfaltul între timp. Da, nu știu, eu chiar mă uitam că am avut așa o polemică cu un vânzător de auto care a mai zis în prezentarea asta mai devreme, care nu știe nimic de mașini și ăla vinde mașini. Adică sunt oameni care au impulsivitatea asta de numai proștii și au benzină, trebuie să fii sărac și bătut în cap să ții nu știu ce mașină. Asta denotă că e o lipsă crasă de anvergură, adică din partea unei care vinde mașini, care normal ar trebui să vadă să aibă o imagine mult mai de ansamblu. Să spună, da, ok, nu-s fan așa, dar uite, totuși ai avantajul, ai pachete, ai dotări, ai nu știu ce. Este clar că nu cred că este la locul potrivit, nu cunosc persoana specială. Sau la muncă nu vorbește așa, că nici eu nu-l cunosc, doar din partea online, dar probabil la muncă nu are retorica asta față de clienți. Da, dar chiar și așa, oricum, oricât de obiectiv ai încercat să iei la muncă, oricum o să-ți introduci subiectivitatea, știi? Și atunci s-ar putea să-ți intre clientul pe ușă. Așa, și clientul ăla să aibă un anume set de nevoi pe care tu care ești acolo și care ar trebui să asculți întâi nevoile, să vezi ce are nevoie clientul și atunci denot că ești un vânzător bun, știi? Să înțelegi ce are nevoie, care sunt nevoile lui, așa, și să încerci să vezi ce ai tu, ce poți să-i oferi, în așa fel încât să acoperi cât mai mult din nevoile respective. Și asta o să te facă nu doar un vânzător bun și o să ai și foarte multe, foarte bune rezultate tu în cariera ta de vânzător auto sau vânzător de orice, că putem să extrapolăm chestia exact, asta, știi? Așa? Dar începe de la nevoia clientului. Întâi ascultă și după aceea încearcă să... că după aceea poți să faci upsell, poți să vinzi pachete mai bune sau echipări sau în funcție de ceea ce vinzi. Valențe suplimentare. Așa? Da, și poți să faci bani de acolo, dar dacă tu îi acoperi nevoile clientului și clientul se simte că e ascultat, clientul ăla e foarte probabil ca în următoarele 3 săptămâni nu doar să revină, dar să vorbească la toată lumea, să-ți mai aducă 5. Să te recomande, exact. Știi? E o foarte, foarte mare diferență. Uite, aici câștigă în UK foarte mult și nu doar în UK, cred că aici vorbim de partea auto. Reprezentanțele Lexus vin cu niște lucruri foarte prin comparație cu, știi, o chestie că mi se pare că oricum din 89 încoace au revoluționat quality controlul și toată partea asta de customer service. Da. Care nu înseamnă mașina, e universul din jur, știi, că asta e mișto la premium, e experiența de a deține o mașină cu tot ce presupune. Da, dar din nou, acum depinde ce comparăm și ce nevoie adică are fiecare. E, uite, suficient și voi puteți să faceți un exercițiu de ăsta, chiar dacă sunteți super hater de Renault. Intrați pe orice canal YouTube străin și o să vedeți la mașinile astea pe care voi le spurcați de obicei că Dacia e o mizerie, Renault e sărăcie, nu știu cum, vedeți cum sunt privite mașinile alea acolo. Evident că noi fiind aici cu putere de cumpărare mai mică, cu anume, să zic așa, repulsie poate față de capitalismul ăsta care în România a însemnat altceva decât în afară, vezi cu alți ochi mașinile astea pentru că ai un bagaj sentimental din trecut, dar strict din punct de vedere obiectiv sunt oameni care zic că 10.000 pounds, turbo, low consumption, it's perfect for me. Știi? Adică sunt niște chestii de concret pe care la noi nu le vezi, pentru că lumea zice, da, n-ai și tu scaune de șeptar, n-ai 5 butoane, adică niște chestii care n-au nicio utilitate. Păi da, scaunul de șeptar și 5 butoane sau, mă rog, ecrane și așa, e la noi e și... Cred că aici intrăm puțin, statut, exact, intrăm puțin în partea de cultură, știi? Poate nu-mi permit șeptarul ăla, dar o să fac eu tot posibilul. Ca să arăt în sat la mine. Exact. Da. Și e păcat. Aici denotă. Păi și era... nu e doar trebuie să ne oprim și din a-i judeca pe oamenii ăștia din prisma ceea ce sunt și ceea ce fac. Trebuie să ne gândim, multă lume nu face lucruri. Bă, de ce au ajuns oamenii ăștia în poziție? Bă, uite, a ajuns să la dă în cap. Dar nu ne gândim noi ca societate, așa, ce am făcut ca să evităm lucrurile astea, știi? Și asta e din nou o chestie de ține mai mult de statut, știi? Pe când acolo e, da, într-adevăr, în
în alte culturi, lumea asta, da, în alte culturi nu mai poate. Era de... pe TikTok am văzut un, să zicem, individ cu moralitate îndoielnică, care era mai, cred că de ăsta, dar nu prea fusese pe la școală și așa, și făcea un film. Uite, pentru doamna dirigintă, profesoară, care așa și pe dincolo, să nu zică că n-am reușit să în viață, am un job, da, și omul fura catalizatoare, știi? Și era sub o mașină, face, am ajuns și eu cineva în străinătate. Da, din nou. E... Bine, aici pleacă și, uite, vezi, că vorbim și de chestia asta, e sistemul de educație care încurajează o concurență absolut, deci e până la ultima, nu tati, trebuie să fii de 90 și toată lumea. Și de asta așa, cumva și trebuie au dispărut să... meseriile, de da, exemplu, da, da, da. Adică și... România nu mai găsești. Da, și eu, e dificil, pentru că, uite, ai nevoie, e o mașină și ai nevoie să te duci să repare ceva, nu neapărat să... Da, nu să mergi în lux. Adică, să... sincer, mașina pare servo, aerul merge bine, chiar nu mi se pare că faci cald în ea. Da, și da, scaune încălzite, lucruri, geamuri automate și în față și în spate. Și nu pare să aibă greieri, adică nu să troscări. Am auzit ceva din portbagaj la un moment dat. Și ți-am zis, temoneria asta, cutia, da, îți pare că tampoanele așa, nu prea are, da. Dar da, asta probabil e și din vina mea, o judec poate din prisma altor mașini pe care le-am condus, poate mai... Da, și plus că asta poate fiind de închiriere, n-ați mai abuzat un pic la... Da, acum nu știu, dar... Și consumul decent, adică sincer asta dacă o ții în oraș, nu cred că treci de 8 cu ea, ceea ce, iară... GPL, dacă adaugi mai scazi, dar e ok, adică nu are niște costuri de... Total cost of ownership pe ăla. Da. E bun. Da. Asigurările și toate cele. Și așa, bănuiesc că tu ai luat-o cât? O săptămână, nu? 12 zile. Da, și 12 zile. A ieșit la, nu știu, 30 de euro pe zi? Da, 25, un pic peste, genul, da. Da, un pic peste, că depinde și de condiții. Am luat și scaunul de copil. Da, chiar că doar care, pe avion, exact. Care ieșea la vreo 5 euro pe zi, ceva de genul ăsta. Am optat pentru asigurare din aia, să numărăm zgârieturile exact, și așa. E surpriză plăcută mașina, chiar. Da, și pentru oricum, mine. Oricum, Renault-urile au fost mișto tot timpul la design și dotări și au mai avut ele chichițe, bube, chestii, dar parcă au ascultat mai mult clienții și au... Că eu fac cred ce că sunt niște mașini foarte ok dacă le judeci în prisma ceea ce sunt și pentru cine sunt făcute. Da. Dacă tu te aștepți la, nu știu, cum ai spus și tu, scaune de șeptar și te uiți la Renault Clio, normal tine, că da, nu e pentru tine. Dar dacă... Și acum trecem la... Da, la over the pond. La muscle car american. Da, e chiar, adică e în prezentarea asta am încercat să arăt efectiv cum e o mașină normală, uite-o cum e, normal, chestii, și chestia asta mi se pare de apreciat că încă există producători care fac chestii accesibile cât de cât. Nu-i poate cea mai ieftină mașină din piață, Hyundai ar fi mai ieftină și poate mai cizelată pe la anumite părți de motor, că ai mai multe versiuni cu 4 cilindri, are de 1-2, dar e tot în același rețetar și nu-i plictisitoare, nu știu, ai și tu o liniuță de culoare pe aici, niște butoane, e cât de cât, ăsta îmi place, că ai perso ăsta să mai bingăne sistemele de asistență. Și e bine că tot, nu e undeva îngropat în multimedia, da, ai un buton acolo și îl scoți și nu te mai sâcâie volanul, da, și așa. Chiar n-am ce să reproșez pe partea asta. Adică, evident, pe termen lung, dacă e să o iei, eu văd asta ca mașină de, efectiv, ce mi-au și eu ca să mă mișc de la A la B, niciun caz de pasiune. Și-a luat permisul nevastă-mea, ce-i cumpăr, am delivrat ceva, am o afacere și îmi trebuie 3 mașini să livrez. Genul ăsta trebuie să cauți, că e Renault, că e Hyundai. E important și multă lume greșește, cred eu, aici. Măi, fă-ți lista de nevoi, ce ai tu nevoie și după aceea, exact, pune listă de câteva criteriile, exact, că la noi n-au criterii. Așa, nu ce crede vecinul, nu ce îți dorește exact, inima, da. Ci vezi ce nevoie ai în realitate, într-adevăr, și fii sincer. Asta e aia, mama la și copii apoi, și exact, pofta inimii. Și pentru cine nu știe, el este
cel cu postarea magistrală despre Lexus. A, cu, da, e, da, da. Aia a fost foarte, da, foarte, da, da, da. Auzisem multe înainte să îi auzisem, de, știam foarte bine de Mark Levinson, dar m-a uimit chiar și așa. Am măsurat cu decibel metru în mașină și e la limita, a ajuns la 121 de decibeli. Da, dacă, adică e, dacă stai mai mult chiar de silent. E ceva într-adevăr, e o experiență într-adevăr. Da, asta deci trebuie recitit încă o dată asta. Fun fact, tipicar de fel, japonezii de la Toyota Lexus au adunat mii de ore lucrate în colaborarea lor cu inginerii de la Mark Levinson pentru a crea o sonorizare excelentă pentru modelele lor. Iar eu am concluzionat că Line-ii nu mă mai ars și un 2 și 3 de 0 n-au sunat niciodată atât de sublim. Și chiar așa e, pentru că de multe ori scala asta de valori, dacă îi spui unea de Schopenhauer, de Brahms, de tot felul de astea, beletristică, muzică, clasică, el nu cunoaște, nu are un reper și nu trebuie să fii snob în a impune unuia, dacă n-asculti X, ești zero. Dar tu dacă pleci de undeva, ai avut niște trăiri, știi anumite melodii, că trebuie să fim sinceri, ce mizerii de melodii se puneau pe la petrecere din liceu, alea ne-au format de cumva, de, da, dar da, ideea e că dacă, da, reasculți acele melodii, pe, uite, de exemplu, eu ascultam LA când eram puști, pentru că am stat mult în Constanța când făceam yachting și LA era o trupă de acolo, împreună cu 3 Sud-Est. Și chiar mă cunosc cu Liviu Vârciu destul de bine, fiind un super pasionat de JDM. Și reascultând melodiile alea acum într-un Mark Levinson de Lexus, în timp ce de multe ori chiar vorbesc cu Liviu la telefon, mi se pare tare să observ cât de nuanțate sunt sistemele astea audio, pentru că eu știu cum se auzeau acele melodii în anii ăia și cât de bine le aud acum în mașina aia. Și așa îți dai seama, comparând cu ce știi tu din spate. Adică nu e chestie de subcultură sau de pur și simplu o comparație obiectivă a unui reper pe care îl cunoști. Că dacă mie îmi zici de nu știu ce melodie pe care eu nu o cunosc, n-am ascultat-o în trecut pe mai multe sisteme audio, așa dacă îmi zici de chestii pe care le știu, se întâmplă personal să fiu pasionat de multe tipuri de muzică și ascultam și rock și muzică clasică și populară și manele în copilărie, dar când le reascult acum e într-un fel, adică într-adevăr se aude, da, da, descoperi sunete noi, așa mi se pare. Într-adevăr, bine, și muzica trebuie trebuie e o chestie, da, și o chestie, exact, o experiență subiectivă, cum e și o mașină, și trebuie să ne mai oprim din a judeca asta oamenii zic, după, da, ce după muzica ascultă asta. Și cred că obiectivitatea e cheia până la urmă. Da. Păi, cam asta a fost. Noi ne mutăm în altă mașină. Nu știu în ce ordine o să vedeți filmările astea. Important e că o să le vedeți și ți-ai făcut, știu, și niște amintiri. Într-adevăr. Împreună, de fapt, o să ne uităm la filmarea asta peste niște ani și uite, bă, ne-am plimbat în ziua aia în care urmează să vină probabil o furtună. Da, da, că vorbeam, da, aseară de probleme de decapotabilă la care nu te gândești. Am parcat mașina lângă un copac și undeva acolo era foarte mult polen și la polen vin insecte și era plină mașina de furnici pe afară. Deci mi-a fost frică să deschid orice geam, să o decapotez, să nu fac invazie de furnici. M-am zis repede la spălătorie, zic, dă-i cu prefurnicare, tot, scoate tot acolo și nu mai e niciuna pe capotă. Dar n-am mai pățit niciodată chestia asta și cred că ar fi nașpa să ai 100 de furnici în mașină să ți se urce pe tine așa mers. Cred că dai în altă. La revedere! Numai bine!